de te vei îngăuna cândva cu mâncarea, atunci nevoiește-te cu un lucru oarecare, deci ostenește trupul, ca să ți se ușureze trupul tău mai înainte de noapte și nu vei vedea năluciri și visuri rele în somnul tău. Și așa, fii luptător viteaz împotriva diavolului și dincotro te lovește acesta, dintr-acolo lovește-l și tu. De te îngreunează cu mâncarea, îngreunează-l pe el cu privegherea, iar de te slăbește cu somnul, slăbește-l și tu cu osteneala trupului, iar de te înșeală cumva cu înălțarea, fă și tu un lucru oarecare, prin care să te necinstească oamenii. Căci să știi aceasta, că de nimic nu se scârbește, nu se necăjește și nu se topește Satana mai mult ca de aceasta, când dorește însuși omul și își iubește necinstea și smerenia.